Foarte cunoscut în lumea filmului românesc și străin, Sobicech este cascadorul și actorul care, prin cascadoriile executate, a asigurat producția unor filme cu titluri ce n-au nevoie de comentarii. Daci, în regia lui Sergiu Nicolaescu, și Împușcături pe portativ, cu Cezar Grigoriu, regizor, sunt primele producții în care cunoscutul om de film asigură turnarea unor scene. Student la Institutul de Educație Fizică și Sport, lucrează ca zburător la trapez, la Circul de Stat din București și în această perioadă apare oportunitatea de a fi angajat în cadrul studioului cinematografic București, iar apoi la Centrala România Film. Te-ai dat cu agia? De ce nu plătești dările, mă? De ce nu plătești dările, mă? În 1967, Sobicech pune bazele primei echipe de cascadori profesioniști din România, pe care o coordonează și instruiește până în 1987. Din 1975, devine coordonatorul școlii de cascadori din Germania și împreună cu Peter Vogel, regizor de acțiune și cascador, realizează 11 filme. Din 2005, Cech demarează programul social Gladiator pentru copiii săraci, program destinat prevenirii și combaterii delincvenței juvenile. Atenție la acțiune! Motor! Acțiune! Mâna la piept! Bravo! Extraordinar! Ai, vierme, vino aici, Stefu! În perioada 1999-2002, renumitul cascador român Sobicech a colaborat la realizarea scenelor de acțiune în peste 10 filme artistice străine realizate în țară, inclusiv Amer.